Într-adevăr, Republica Moldova, sumele care sunt alocate de către România sunt colosale, desigur că facem o comparație, desigur, și cu dezvoltarea regională a României, partea Moldovei a României, vedeți, sunt probleme, noi ne dăm foarte bine seama. Dar și cum a spus doamna director Herzog, s-a făcut un prim pas cu același gazoduct Iași-Ungheni, următorul pas este Ungheni-Chișinău, ca într-adevăr gazoductul să fie vizibil, să funcționeze la maxima sa putere. Acolo e nevoie de 82 sau 85 de milioane, dar acolo deja vor fi finanțate din alte surse.